opoziția parlamentară sau exercitarea funcției de control parlamentar asupra activității guvernului, practic a cam lipsit în ultima perioadă și îl rog să ne prezinte pe larg această problemă, fiindcă încoate în ce scuze am avut acea defecțiune tehnică. Vă rog. Păi aș începe de la, prin a simplifica printr-un lucru practic, de aritmetică parlamentară. Cei care mă știu din Parlament știu că mă pricep binișor la lucrurile astea. Am avut cu 40-50 de zile în urmă o moțiune de cenzură inițiată de PSD. Adică, la care au semnat și Pro-România, au semnat și minorități naționale și alți reprezentanți din parlamentarii independenți. Matematica elementară la momentul ăla ne spunea următorul lucru și Pro-România a acționat foarte corect din perspectiva asta. PSD-ul era creditat cu 204 parlamentari. Pro-România a venit cu cei 23 de deputați și cu cei 3 senatori, 26, 28 și dacă mai trebuiau 3. Nu, s-au făcut 29. Da. 29 și cu 204 făceau 233, exact cât trebuia să treacă moțiune. Perfect. Colegii mei de la Pro-România au mers în fața sălii de plen, s-au numărat pe rând, au dovedit că sunt 29 prezenți și au invitat pe cei de la PSD să intre în sală ca să poată treacă moțiunea. Surpriză, nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Ce dovedește chestia asta? Lucru pe care îl spune foarte multă vreme. Faptul că există un soi de înțelegere ocultă între cele două partide mari, care este posibil să gândească și o oarecare apropiere guvernamentală de după alegerile parlamentare, ceea ce va duce la un declic, cred eu că destul de important în mintea electoratului. PNL-ul este foarte nemulțumit, probabil, de creșterea celor de la USR. PSD-ul evident că este nemulțumit de creșterea noastră, celor de la Pro-România. Și atunci vor încerca, într-un fel sau altul, să ne țină cât pot de mult jos. Nu asta este lucru important, pentru că nu vor reuși nici unii, nici alții. Ce este cel mai important este faptul că în momentul ăsta se mimează opoziția de către PSD, se guvernează prost de către PNL. Asta este componenta cea mai importantă, iar lucrurile astea se răsfrâng negativ asupra vieții noastre de zi cu zi. Și ideea cea mai importantă pe care am încercat să o emit puțin mai devreme era aceea că aparent cele două partide mari sunt avantajate de o prezență mică la vot, pentru că iau mașinile de partid mult mai bine organizate și pot să scoată un număr mai important de cetățeni la vot, dar în același timp este o armă cu două tăișuri, pentru că în măsura în care se creează emoția negativă determinată de starea epidemiologică deosebită sau deosebit de gravă, dramatică aș putea spune, în momentul ăla oamenii vor veni să-i tragă la răspundere pe cei care sunt vinovați de lucrul ăsta, respectiv pe cei de la guvernare și pe cei de la Parlament care nu-i guvernează, adică PNL și PSD. În situația asta, evident că este o șansă importantă ca să întoarcă simpatia populară către cei care le reprezintă cel mai bine interesele. Iar în momentul ăsta, cei care le reprezintă cel mai bine interesele suntem noi de la Pro-România, iar persoana publică care a ieșit de 5 luni, de 6 luni, de 7 luni de zile de când a apărut această stare epidemiologică deosebită, de fiecare dată cu consecvență și cu profesionalism, ca să apere interesele românilor, a fost Victor Ponta. Corect. Însă, l-aș întreba pe domnul Adrian Țuțuianu, în condițiile în care președintele României a susținut organizarea de alegeri anticipate, s-a încercat modificarea legislației prin ordonanțe de urgență, inclusiv pentru românii din diaspora să dublăm numărul de parlamentari, ceea ce era un lucru pe care, știu eu, alte guverne trebuiau să-l facă, având în vedere că norma de reprezentare, în momentul de față, e un deputat la 63.000 de locuitori și un senator la 168.000 de locuitori, iar în străinătate avem 4 deputați și 2 senatori, dacă ne raportăm numai la cei 800.000 de cetățeni români posesori de pașapoarte CRDS, oricum avem un deputat la 200.000 de cetățeni români posesori de și un senator la 400.000. Deci oricum se impunea dublarea numărului de parlamentari pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, unde vă felicit că aveți și am avut în emisiune doi reprezentanți, zic eu, cu bogată experiență în acest domeniu, domnul Ștefan Stănășel, care candidează pentru un loc de deputat
pentru circunscripția electorală 43 și Veaceslav Șaramet pentru un loc de senator, circunscripția electorală 43, care a fost secretar de stat în Ministerul pentru Oameni de Pretutinde. Apoi s-a întâmplat ca pandemia să le dea planurile peste cap și cu toate acestea, alegerile parlamentare au loc pentru că prâghile puterii s-ar putea să fie în mâinile, pot să spun, unui singur partid sau unei singure persoane. Dacă acel partid în momentul de față se identifică cu persoana președintelui, putem spune și așa. Și atunci v-aș întreba unde mai este separația și echilibrul puterilor, pentru că un principiu foarte important al realizării și funcționării vieții constituționale în România este principiul separației și echilibrului puterilor. Este esența democrației. În articolul 1, alineatul 4 al Constituției, spune clar, statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor, legislativă, executivă și judecătorească, în cadrul democrației constituționale. Mai există atunci democrație constituțională? Da, este o discuție foarte complicată. Principiul separației puterilor îl avem de la Montesquieu. Exact. Îl regăsim în toate constituțiile moderne ale lumii, fie expres, precizat, fie, chiar dacă nu e expres, el rezultă din reglementare. În România suntem în situația în care Parlamentul, din motive... Ce scuze că vă întrerup, avem un telefon în direct. Da, vă rog. Bună seara! Bună seara, domnul Liviu Popa, bună seara, vă auzim! Da, nu, vă auzim foarte încet. Da, prima întrebare pentru domnul Neacșu. Deci nu vă auzim. Dacă se îmi poate, pare rău, legătura nu e la mine. Bun, haideți să vedem. Deci domnul Neacșu mă aude? Nu se aude. Rog regia să refacă legătura, fiindcă nu se aude nimic în platou. Da? Da. Bun, vă rog. Deci spuneam că Parlamentul are o situație dificilă, nu de un an, de doi, de mai multă vreme, de prin 2004-2005, da? Odată cu venirea la puterea lui Traian Băsescu, Parlamentul a fost lovit din toate direcțiile, de-aia și a ajuns la o cotă de încredere, a spus, da. Cea mai multă neîncredere în Parlament. Da. Este pe de o parte vina parlamentarilor care n-au știut uneori să se comporte, alteori să își exercite prerogativele pe care le prevede legea, dar există și o tendință permanentă a executivului de a legifera, de exemplu, în locul Parlamentului, da, ordonanțele de urgență, excesiv, da, de ordonanțe de urgență și de ordonanțe simple, și există totdeauna tentația executivului de a veni și a subordona, dacă vreți, Parlamentul, inclusiv prin ceea ce se numește, știu eu, susținerea de către Parlament a politicii guvernului în orice condiții. Noi știm foarte bine lucrurile astea, cum se întâmplă în practic. Din păcate, nici partidele n-au mai avut personalități de forță în ultimii ani, din motive diverse, care să susțină ceea ce trebuie legat de activitatea Parlamentului, și suntem în situația în care Parlamentul a fost marginalizat. Din păcate, că vorbeam de opoziție, singura opoziție din luna martie până astăzi este pro-România. Dar ce spuneți? Numai că suntem legătura. Doar spuneți. 23 de parlamentari, da, care nu putem să răsturnăm. Da, să sperăm că nu alegerilor din 6 decembrie veți fi mai mulți. Da, o situație existentă. Da, noi sperăm să fim mai mulți, da, să contăm foarte mult în ecuația, da, parlamentară. S-a refăcut legătura. Da, bună seara! Bună seara! Vă ascultăm. Prima întrebare pentru domnul Neacșu. Vă rog. Da. Uitându-mă în prezentarea noastră, am remarcat că pentru a ajunge la ANR, în funcția pe care o ocupați sau ați ocupat-o la ANR, nu am găsit nicio facultate, nicio pregătire profesională în acest sens. Sunt convins însă că numirea dumneavoastră în ANR a fost de natură politică. Puteți să-mi spuneți și scopul pentru care ați fost numit acolo?
Vedeți dumneavoastră, în ordonanța 33 care reglementează activitatea Autorității Naționale de Reglementare Energie, spune că pentru a fi numit într-o funcție de conducere acolo, ca membru în comitet reglementare și vicepreședinte la vremea aceea, trebuia să îndeplinești o serie de condiții. În măsura în care nu vă este cunoscut lucrul ăsta, știți foarte, sau nu știți încă, o serie de parlamentari, cred că de la USR, au făcut o sesizare la Curtea Constituțională, în care au ridicat problemele pe care le-ați spus dumneavoastră aici. Curtea Constituțională a decis că numirea a fost perfect constituțională. Îmi cer scuze, n-am spus că numirea nu a fost constituțională. Adică îndeplineam condiții. V-am rugat să-mi spuneți care a fost scopul pentru care ați fost numit acolo. Scopul? Pentru că pregătirea profesională pe care o am, ca economist, ca doctor în economie, recomandă faptul că pot să dețin o astfel de funcție. Înseamnă că știți foarte bine toate problemele care erau înainte de a ajunge dumneavoastră acolo și v-ați dus acolo ca să rezolvați. În intervalul în care am activat ca vicepreședinte la Autoritatea Națională de Reglementare Energie, s-au adoptat, cred că, cel puțin 85 sau 86 de reglementări în domeniu. Am condus cele două, direcția generală care coordonează tarifele și reglementarea pieței în energie și direcția care se ocupă de licențiere. Am înțeles, îmi cer scuze că vă întrerup. Întâmplarea se face să știu destul de bine domeniul respectiv. Da. În tarifele dumneavoastră, în cele reglementate de dumneavoastră, înțeleg că știți foarte exact ce ați reglementat, altfel s-ar putea crede că ați semnat ca primarul. În tarifele pe care le-ați aprobat pentru oameni, da. Ați ținut cont de opiniile care v-au fost transmise de către diverse ONG-uri? Eu vă spun că nu. Nu, asta este procedura. Deci, după cum cunoașteți dumneavoastră, principiul transparenței a funcționat și funcționează în continuare și la ANR cu atât mai mult. Fiecare reglementare pe care am adoptat-o, am pus-o în dezbatere publică, așa cum ne obligă și norma de reglementare, cel puțin 30 de zile. Nu este adevărat. Bine, știți ce? Eu... Problema care ține mai mult de aspecte tehnice. Titlul emisiunii Perspective Parlamentare nu include și subiectul legat de activitatea Dați-mi voie să vă răspund în continuare. Deci, în măsura în care dumneavoastră ați făcut astfel de notificări, nu știu în ce calitate, și de reprezentantul ONG-ului sau ca persoană... Și dacă ați fost simplu cetățean, aveți obligația să le luați în calcul. Le-ați ignorat. Nu, știți care e treaba? De ce subliniez acest lucru? Dar nu vreți să-mi faceți șoc. Pentru că numai o secundă să termin eu ce am de zis, că dacă rămâneți în continuare, eu probabil o să închid. Vă rog. În măsura în care dumneavoastră ați fost într-un loc despre care spuneți că ar fi trebuit să știți foarte multe, despre care afirmați fără o susținere reală în practică, că ați respectat nu știu ce proceduri și menționați cifre de 30 de zile în care în condiția în care pe site-ul ANR niciodată nu a existat 30 de zile ca și termen de consultare. În condiția în care eu personal îmi pare foarte rău că sunt niște afirmații false. V-au fost trimise sesizări. Întrebarea mea este următoarea. În calitate de deputat, la fel veți trata lucrurile. Afirmațiile dumneavoastră sunt false și tendențioase. Deci vă rog să faceți și dovada că afirmațiile dumneavoastră sunt lipsite de sens câtă vreme. Dacă vă uitați singur în ce ați semnat, este lipsit de sens să-mi spuneți aici la TV că ați lăsat consultare publică 30 de zile. Exact. Este o glumă. Exact. Nu este deloc o glumă. Nu știu, este atunci o minciună dacă nu vă place termenul de glumă. Nu știu ce urmăriți prin chestiunea asta, dar dezinformați. Urmăresc să subliniez faptul că, din punctul de vedere al moralității și eticii profesionale pe care ați manifestat-o pe durata cât ați fost vicepreședinte ANR, nu ați respectat sub nicio formă interesul poporului. De aceea v-am întrebat de la început care este scopul în care ați fost numit acolo și
neavând un scop definit pentru că ați refuzat să răspundeți la această întrebare, acum veniți să spuneți că veți reprezenta cu destoinicie poporul român care vă va vota, dacă vă va vota, pe post de deputat sau senator. Am să mă opresc aici pentru dumneavoastră, pentru că veți putea continua și fără mine. Mai am o întrebare pentru domnul Țuțuianu. Da, vă rog. Domnul Țuțuianu, a spus că este o dispariție a democrației atunci când nu aveți șanse în Parlament să exprimați ce dorește poporul. Mai devreme, în prima parte. Întrebarea mea este următoare. Dacă poporul a dorit 300 de parlamentari, de ce dumneavoastră spuneți că trebuie să fie cât mai mulți acum, ca să fie cât mai bine reprezentați oameni? Eu am spus altceva, dar... Și eu mă opresc ca urmă să puteți vorbi după ce eu am sentit. Da, totuși vreau să auzi și ce spunem noi. Aude. Da. Întrebarea este așa. În momentul în care vreți să fiți reprezentativi, cum se face că sunteți aleși într-un județ de 5.000, 6.000, 7.000 de oameni și brusc, după ce depuneți jurământul, pe care oricum urmează să-l ignorați, deveniți parlamentar pentru 173.000 sau 68.000 de oameni, că nu mai știu care sunt pe unde. Aceea se numește democrație. Dacă urmăriți alegeri din America, dacă urmăriți acum alegeri din America și se întâmplă, poate aveți dumneavoastră răspunsul la întrebarea asta. În condițiile în care la 1000 și ceva de voturi câștigi toți electorii dintr-un stat. Aia e democrație, nu? Nu, democrație este modul în care domnii parlamentari aleși de 7000 de oameni reprezintă 68.000 sau 173.000 de oameni. Este democrație faptul că schimbă domiciliu înainte de alegeri strict doar pentru a candida într-un județ. Nu e niciun fel de obligație. Este democrație atunci când îi se trimite o petiție domnului parlamentar și îți apare din e-mail, îți apare că a șters fără a fi citit. Este democrație atunci când te duci la sediul parlamentarului și nu-l găsești cu lunile pe acolo. Este democrație atunci când poporul spune referendum prin referendum. Domnul Popa, putem să vorbim și noi sau trebuie să vă ascultăm? Imediat o să vă dea răspunsul domnul Țuțianu, da? Bine, am să închid ca să poată vorbi în liniște. Da, da, da. Mulțumim mult pentru intervenție, vă rog. Da. Că ne ascultă. Am înțeles. Dânsul avea sigur niște nemulțumiri față de la nivel general, nu față de dumneavoastră. General, dar vreau să-i spun câteva lucruri. Și eu și Marian Neacșu locuim în județele unde candidăm. Este prima chestiune. A doua chestiune. Nici eu, nici Marian Neacșu n-am fost ales vreodată de 5.000, de 6.000, de 7.000, de... Nu, chiar de 64% din electorat. Alegători. Eu, de exemplu, am fost ales președinte de Consiliul Județean de peste 120.000, 130.000 de oameni. A treia chestiune. Nici eu, nici Marian Neacșu nu facem parte din categoria celor care lipsesc din Parlament. Ba, din contră, suntem oameni care am avut prezență de 100%, și, în general, nu ne-am plimbat nici prin delegații în străinătate, nici prin delegații în țară. Am fost oameni foarte dedicați activității pe care am făcut-o și o facem și astăzi. Și lucrul ăsta se poate vedea. Nici eu, nici Marian Neacșu n-am făcut parte din categoria celor care n-au fost preocupați de procesul legislativ. Avem întrebări, interpelări către miniștri, primul ministru, declarații politice, sute de ori de cuvânt în Parlament în timpul unui mandat. Da. Și nici eu și nici Marian Neacșu nu suntem dintre cei pe care nu i-a găsit nimeni la sediul cabinetului parlamentar, ba din contră suntem oameni de teren, oameni care am fost prezenți totdeauna în comunitățile pe care le-am condus și o explicație pentru care am fost aleși eu senator, președinte de Consiliul Județean, apoi iar senator, Marian Neacșu deputat de două ori, este și faptul că chiar ne-am ocupat serios de interesele locuitorilor care ne-au trimis în Parlamentul României. Asta nu înseamnă că nu există în Parlament lucruri pe care dânsul le reclamă. Câteva cazuri și izolate. Încă o chestiune. Eu înțeleg că cineva are o opinie despre un subiect. Vorbim chiar de ANR. Eu n-am înțeles care e discuția. Situația pe care l-a nemulțumit pe dânsul,
Dar asta nu înseamnă că dânsul e deținătorul adevărului și ceilalți nu știm despre ce este vorba. Da, o singură... Sunt opinii diferite pe anumite subiecte, dar asta nu înseamnă că dreptatea e de partea celui care strigă mai tare. O singură, o singură opinie aș vrea să o fac legat de... Deci lucrurile sunt așa cum le-am precizat acolo. Noi ținem cont de absolut toate propunerile pe care le primim, că nu răspundem în sensul celor pe care le-ar dori dumnealor. Asta e cu totul altceva, că e dreptul de decizie al serviciilor din subordinea noastră și mai ales al Comitetului de Reglementare, care este un organ care decide în întreaga sa componență. Deci nu poate să fie făcut cineva vinovat pentru faptul că o opinie venită de undeva din piață n-a fost prinsă într-o normă de reglementare, pentru că atunci nu s-ar mai face niciun fel de normă de reglementare. Și cu asta cred că discuția legată de subiectul ăsta ar trebui să... Explicăm un lucru foarte clar vis-a-vis de norma de reprezentare. Am spus că norma de reprezentare în momentul de față este un deputat la 63.000 de locuitori și un senator la 168.000, fără ca într-un județ numărul deputaților să fie mai mic de 4 sau senatorilor mai mic de 2. Asta nu înseamnă că pe mine, care candidez la Camera Deputaților, ipotetic vorbesc, trebuie să mă voteze cineva din cei 63.000. Bun, odată ce ești ales și depui, ești validat și depui jurământul, nu reprezinți numai acea circunscripție electorală, ci întreg poporul, că de-aia suveranitatea aparține poporului român. Aici au ieșit foarte multe discuții, cum că cineva dintr-un județ nu are cum să cunoască toate problemele la nivel global în România. Dar asta e și rostul Parlamentului. Asta vreau să explic, să nu se înțeleagă faptul că odată ce candidezi într-o circunscripție și norma de reprezentare potrivit legii, nu din 68.000 candidez eu ăla sau ăla. Nu, asta este probabil nu de dânsul, de cel care ne-a sunat, este poate înțeles uneori în mod greșit. Eu n-am auzit de parlamentar care s-a fost votat de 6.000 de oameni. Sincer, au fost cazurile acelea atunci când am avut 600 de ceva de parlamentari. Da. Când pentru că a fost o lege care... Exact. Ne-a dus într-o situație care a fost aberantă, corect, cu unii nominalul. Dar vreau să vă spun și aici două chestiuni, da, poate așa, de cultură generală. Avem parlamente unicamerale în Ungaria, în Grecia, în Bulgaria, țări care au undeva la 10 milioane de locuitori. Pentru știința așa tuturor celor care ne urmăresc, numărul de parlamentari în Grecia e 301 la 10 milioane de locuitori. A doua chestiune. Eu sunt de acord că trebuie redus numărul de parlamentari și este un obiectiv pe care Pro-România îl susține. Chiar, exact, tocmai că susțineți acest ceea ce ne diferențiază de opinia domnului Băsescu, care a promovat această teză, este faptul că noi considerăm că Parlamentul trebuie să fie bicameral. Și toate statele de mărime mijlocie sau mare din lume, state democratice cu democrații avansate, au parlamente bicamerale. Statele Unite, Camera Reprezentanților și Senat, Marea Britanie, Camera Lordzilor și Camera Comună. Așa este. Franța, Camera Deputaților și Senat, Spania, două camere. Germania, la fel. Polonia, două camere. Germania, la fel. Da. Parlamente unicamerale au numai statele cu o populație mai mică sau statele fără democrație. Așa pentru este. Că înainte de 1990 avem un parlament, se numea Marea Adunare Națională. Foarte corect. Parlamentul bicameral este de tradiție istorică în România. Senatul a fost înființat după 1862 de către Alexandru Ioan Cuza, ca fiind o cameră cu rol de ponderare în societatea românească. Am avut acest sistem până în 1947 și apoi, sigur că el a revenit după 1990. Două camere înseamnă posibilitatea de a corecta legea, de a ieși o lege mai bună, înseamnă și un echilibru mai mare în interiorul puterii legislative, dar și în raporturile dintre puterea legislativă și executiv. Și lucrul ăsta s-a văzut foarte bine în perioada 2009-2010, când Băsescu și PDL-ul presau Parlamentul pe anumite măsuri, unde Senatul s-a dovedit a fi chiar camera cu rol de ponderare a situației din societatea românească. Ca atare, eu zic că trebuie să vedem aceste lucruri într-o manieră mult mai
da, ca să, serioasă, ca să putem să exprimăm opinii extrem de tranșante. Ca să rămâim foarte clar lucrurile. În viitoarea legislatură, în contextul în care veți fi aleși și vă doresc succes, știți că a fost introdus în Parlamentul României un astfel de proiect de lege privind limitarea numărului de parlamentari de la cât sunt acum, la 300. Conform acelui referendum din 2009, referendum consultativ. Deci a fost un referendum consultativ. Nu a fost un referendum obligatoriu de a fi transpus în practică. Voința Parlamentului este de a decide dacă ia în calcul acel referendum consultativ sau nu. Până acum nu l-a luat în calcul. Întrebarea mea este către dumneavoastră. Îl veți lua în calcul în viitoarea legislatură? Am spus deja. Da, Pro-România este pentru reducerea numărului de parlamentari. Exact. Și al doilea lucru, pentru un parlament bicameral. Deci putem găsi o soluție și de diferențiere a atribuțiilor celor două camere, Senatul să fie mai degrabă un reprezentant al comunităților locale, așa cum este, de exemplu, în sistemul constituțional francez. Perfect. Da, au fost ample discuții pe zona asta și opinez că punctul de vedere exprimat aici de domnul Țuțuianu este cel mai potrivit, este și punctul de vedere al Pro-România, este și punctul de vedere al nostru ca vechi parlamentar, ca să spunem așa. Cei care am trăit și parlamentul acela de 6 și ceva de persoane, da. Cei care trăim și în parlamentul actual, într-adevăr, lucrurile care mai trebuie reglementate cumva aici, la zona de acord, fiind, ca să spun așa, ar trebui să fie atribuțiile celor două camere în cadrul constituțional. Pentru că atâta vreme cum schimbăm Constituția, atribuțiile statului camerele sunt bine reglementate. Sigur, se trezea în articolul 75. Da, însă, mai e o mare problemă care circulă de ceva timp totuși în spațiul public vis-a-vis de activitatea parlamentară. Așa cum e reglementată în Constituție. Și aici mă refer la imunitatea parlamentară, pentru că se tot discută, și faptul că deputații și senatorii nu pot fi revocați de către cetățenii care au votat înainte de expirarea mandatului, tot Constituția o spune și o să vă întreb dacă din acest punct de vedere Partidul Pro-România în viitoarea legislatură ia în calcul, bineînțeles, prin modificarea Constituției, că altfel nu avem cum, ca și în cazul în care se ajunge la 300 de parlamentar, imediat trebuie modificată legea 308 pe 2015 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, acolo e norma de reprezentare 20. Trecută. Și mai mult decât atât, revenim la ideea de răspundere. Toți discută că nu există o răspundere a parlamentarilor, mai ales în momentul în care, în cadrul campaniei electorale, promiți că dacă îți dă votul respectivul cetățean din circunscripția electorală din care faci parte, faci și transpui în practică anumite programe, proiecte sau iei anumite măsuri în favoarea comunității pe care o reprezinți. Pentru că electoratul nu poate trage la răspundere parlamentarul pentru neaducerea la îndeplinirea acelor promisiuni, singura sancțiune e sancțiunea nealegerii la următoarea etapă. O răspundere politică. Exact. Pentru că, și am spus-o, deputatul sau senatorul nu poate fi tras la răspundere juridică pentru voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Atât și nimic mai mult. Bun. Iar orice mandat imperativ este nul. Da. Prin urmare, se tot discută despre anumite contracte de mandat, care domnul Țuțianu știe foarte bine că nu se constituie ca o parte a dreptului public, ci a dreptului privat. Și atunci se creează, știu eu, o anumită posibilitate a alegătorului de a-l revoca pe parlamentar înainte de expirarea mandatului, dar și de a plăti toate cheltuielile pe care statul le face cu acel parlamentar. De moment ce în Constituție spune clar că orice mandat imperativ este nul, nu știu dacă v-ați gândit cumva, ca fiind o pauză electorală destul de mare dintre 2020-2024, când în 2024 avem 3 rânduri de alegeri, sau 4 chiar, să modificăm Constituția din acest punct de vedere. Modificarea Constituției, știți foarte bine că nu este un lucru foarte simplu, necesită o majoritate de 2/3. Corect. A existat o asemenea majoritate și un proiect de modificare în articolul 48, guvernării Uniunii Social-Liberale, deci în 2013. Domnul Crin Antonescu și apoi domnul Chelaru au fost președinți. Da, au fost președinți. Din păcate, nu s-a finalizat acel proces.
Rămâne să vedem dacă va exista după 2020, în primul rând, această majoritate. Că e ușor să discutăm teoretic diverse variante. Al doilea lucru, o modificare de Constituție nu reprezintă doar opinia unui partid politic. Ea trebuie să reprezinte opinia acestei majorități, da, care e foarte ridicată, și apoi să fie agreată modificarea printr-un referendum, care exact. De data aceea nu este nu unul consultativ, exact. Este obligatoriu și trebuie transpus în norma juridică. Și al treilea lucru care trebuie spus foarte clar. În Constituția României, imunitatea parlamentară este reglementată similar, da, modul în care este reglementată imunitatea parlamentară în Constituțiile tuturor statelor democratice. Există imunitate pentru declarații politice, în rest, reținerea, arestarea, trimiterea în judecată penală, sunt toate posibile. În anumite condiții este cerută încuvințarea camerei din care exact. Parlamentarul și respectiv face parte. Sunt două, trei state. Sunt două, trei state în Europa, statele nordice în special, unde și acest tip de imunitate a fost mult ciuntit, dar este un alt sistem constituțional acolo care deocamdată nu are legătură cu ceea ce se întâmplă în Europa continentală. Și încă o chestiune care cred eu că este importantă de subliniat, pornind de la teza constituțională, că orice mandat imperativ este, nu putem merge pe teza revocării de către cei care l-au ales sau unui parlamentar. Pe de o parte, pe de altă parte, există o răspundere. Dacă sunt fapte de natură penală, există sigur. Răspundere penală. Dacă ai greșit față de partidul care te-a propus, există și o răspundere politică, nu? Iar electoratul are posibilitatea, nu? Data viitoare să nu mai îți acorde încredere. Aici cred că și cei care aleg au un rol important. Eu am constatat că, de exemplu, condamnă toată lumea migrația politică de la un partid la altul. Clasismul, da. Dar recent am avut alegeri locale, au fost primari care au trecut cu o lună înainte de la PSD la PNL și oamenii au ales tot cu 80%. Și atunci, sigur, se pare că nici alegătorii nu au consecvență în ceea ce fac. Pe de o parte spun că nu le place migrația, dar îi votează pe traseiști. Pe de altă parte spun că nu le convine când parlamentarii nu-și fac treaba, dar cei mai nu, tot ei au ales pe cei care nu-și fac treaba și așa mai departe. Deci, cred că este o responsabilitate comună și a alegătorilor și a aleșilor. Cred că este obligatoriu să facă fiecare ceea ce scrie în Constituție, iar de la un parlamentar alegătorul trebuie să ceară ceea ce poate el să livreze, să spun așa. Da? De multe ori se așteaptă de la parlamentari chestiuni care țin de primar, de Consiliul Local, de Consiliul Județean. Da. Da? Pentru că oamenii n-au înțeles foarte clar că, până la urmă, rolul fundamental al Parlamentului este să legifereze. Ăsta e rolul principal al unui parlamentar. Sigur că restul ține de modul în care fiecare ne face datoria. Da, foarte, foarte corect. Însă, da, dacă ați domnul Neșu... Da, ați amintit în preambulul întrebării o chestiune foarte importantă, că așa cum a amintit și Adrian aici, activitatea parlamentară desfășoară pe două planuri. Da. Unul dintre ele este activitatea care desfășoară în Parlament, unde principalul element de lucru este activitatea de legiferare, și altul care desfășoară în teritoriu. Evident că nivelul de generalizare al activității din Parlament este indiscutabil. Așa cum ați spus, acolo nu mai e vorba de normă de reprezentare, pentru că legea are caracter general. Nu legiferezi pentru un cetățean, pentru o anumită comunitate sau pentru o anumită localitate, ci legiferezi pe o anumită problematică. În schimb, activitatea din teritoriu și contractul social de care aminteați, sau contractul cu alegătorul, este foarte important. Într-adevăr, nu este instituția revocării, dar cumva instituția repudierii publice, ca să spun așa, există. Pentru că măsura în care un candidat, cum e cazul nostru acum, sau cum a fost cazul nostru atunci când am candidat cu cele două prilejuri, evident că în materialele noastre electorale și în discuțiile pe care le aveam cu cetățenii, aveam prinse o serie de obiective pe care le stabileam. Vreau să vă spun că, așa cum a amintit și Adrian, atât eu cât și el,
cred că ne-am făcut cu prisosință treaba și în mod deosebit față de cetățenii din Dâmbovița și respectiv din Ialomița, cel puțin în ce mă privește și am urmărit cu foarte multă atenție de-a lungul timpului și actualul Adrian și pot confirma că este exact la fel, am avut câteva sute de audiențe formale. Cele informale în care te opresc cu oamenii pe stradă, unde te întâlnești la cumpărături să-ți ridici o serie de probleme și cu care sunt convins că și domnul Tuțianu se confruntă ca și mine, alea nu le pune la socoteală. În urma acestor sute de întrebări au ieșit sute de întrebări și interpelări adresate guvernului pe probleme punctuale ale unor oameni din Ialomița, respectiv al unor oameni din Dâmbovița. Și o bună parte dintre colegii mei au făcut la fel. Mai mult decât atât, că spuneam de caracterul general al legii, au fost și chestiuni obiective și din cele, fac aici o paranteză, poate și pentru ascultătorul nostru de ceva mai devreme. În cele două, sau mai ales în ultimul mandat, cel din 2012 în 2016, am avut 117 inițiative parlamentare, din care 44 au devenit legi. Este cel mai mare procent de legiferare pe care l-a avut un parlamentar în istoria Parlamentului. Nimeni n-a avut un așa număr de legi într-un așa număr de proiecte și nimeni n-a avut un așa număr mare de legi. Iar câteva dintre ele, să știți că au ieșit și în urma audiențelor pe care le-am avut cu cetățenii. E adevărat, chestiuni care se refereau la anumite categorii, dar au fost sesizate, evident, de către unul sau altul dintre oamenii din Slobozia sau din județ. Cam în parametri ăștia funcționăm și iarăși unul dintre lucrurile care mă sperie foarte tare și mă deranjează foarte tare este generalizarea. Da, așa cum nu toți policienii sunt leneși, cum încerca să se amintească, nu toți medicii au șpagă, nu toți primarii sunt hoți, nu, nu. Că sunt, și eu cred că acele cazuri sunt relativ restrânse, dar evident că sunt foarte bine publicitate. Așa încât eu cred că sunt vârfuri și elite în toate domeniile. Îndrăznesc cu multă modestie să cred că atât eu cât și domnul Tuțianu ne-am făcut foarte bine treaba de parlamentari, că nu întâmplător fiecare dintre noi am deținut funcții în conducerea Parlamentului, atât eu cât și Adrian, eu am fost vicepreședinte la Cameră, el a fost vicepreședinte la Senat, fost chestor la Cameră, lider de grup parlamentar 4 ani de zile. Nu cred că lucrurile astea au venit de la sine. Și, dar credeți-mă că cel mai important lucru dintre toate astea nu au fost demnitățile pe care le-am avut oferite de viață de-a lungul timpului, ci cel mai important lucru de unde îmi trag dintotdeauna energia este relația cu oamenii. Este faptul că te recunosc cu oamenii pe stradă, așa cum spune și Adrian, care vin să vorbească cu tine deschis, știu că dacă vorbesc cu tine și dacă îți solicită un lucru, vei face ce poți ca să rezolvi lucrul ăla, ceea ce depinde evident de tine. Ăștia sunt parametrii în care am funcționat dintotdeauna și evident că așa voi funcționa și în continuare. Da, referitor la imunitatea parlamentară, că tot se discută. Imunitatea parlamentară este imperativă și de ordine publică. Nu se poate renunța la ea. Începe odată cu validarea mandatului și se termină la data expirării mandatului. Este o măsură derogatorie. Da, haideți să, de la... să mai spunem ceva. Că vă rog, vă rog, cea mai mare imunitate, dacă mă pot exprima așa, o are președintele României. Da, da, da. Și dacă tot facem discuții acum despre istoria recentă, domnul Iohannis, de exemplu, în anul 2014 a spus că dorește modificarea Constituției și renunțarea la acest tip de imunitate extinsă pe care o are președintele. Da. A uitat această chestiune. Și o altă subliniere importantă și vin aici puțin la programul Pro-România. Noi avem nevoie de o reformă profundă a statului român și nu doar a Parlamentului. Bineînțeles. De aceea noi suntem, de exemplu, pentru un proces de largă digitalizare a administrației publice, în așa fel încât cetățenii să aibă servicii de calitate într-un termen cât mai scurt. Asta înseamnă să eliberezi adeverințe, autorizații de construcție, certificate de urbanism, să-ți plătești taxele online și așa mai departe. Da. O a doua chestiune. Noi credem că este nevoie ca România să reducă numărul de județe. Și am să vă dau, noi am spus 15, am să vă dau exemplu Poloniei, care are 16 voievodate, 16 județe și este o țară cu peste 40 de milioane de locuitori. Avem 3300 de comune, orașe și municipii. Noi credem că 1500 de unități administrativ-teritoriale sunt suficiente în condițiile în care zona rurală se depopulează masiv, sunt oameni mai în vârstă și în fiecare zi poți să constați că numărul de cetățeni care mai locuiesc într-o unitate administrativ-teritorială s-a redus considerabil. Deci lucrurile astea noi le credem extraordinar de importante.
Și credem că în felul acesta, modernizând administrația publică, vom găsi și mai multe resurse pentru dezvoltare. Pentru că ceea ce interesează până la urmă pe cetățean este ce? Să aibă dezvoltare, să aibă investiții, să aibă servicii publice de calitate și eficient, și, da, da. Și să aibă un nivel de trai cât decent, cât decent, mai bun, mai decent. Sau da? Nivel de trai, cum spunea și domnul Deac, și deci, nu mai puteți să spunem decent, că e mult prea mult. Dacă ne restrângem doar la, da. Ne uitat doar spre Parlament și nu vedem ansamblul societății, lucrul ăsta nu este în regulă. Și aici este de discutat inclusiv cu alegătorii, pentru că teoretic toată lumea acceptă nevoia de simplificare a administrației, dar dacă mergi mâine într-o localitate și spui este nevoie ca în 2024 să unim localitatea asta cu cea vecină, s-ar putea să ai o reacție contrară. Însă v-aș întreba, pentru că dumneavoastră aveți mare experiență, domnul Marian Necșu, în organizarea campaniilor electorale și ați observat că, din păcate, absenteismul la vot a devenit o modalitate prin care cetățenii români cu drept de vot acordă practic un vot de blam clasei politice. Sunt cetățeni români cu drept de vot care, și în proporție foarte mare, vorbind de un număr de probabil 55%, care nu se prezintă la vot. Ar fi opțiune introducerea votului obligatoriu sau dacă ar putea exista un partid, de exemplu Pro-România, să vină cu o altă opțiune electorală. Mă gândesc la un program, un proiect care practic ar, cum să spun, ar resuscita economia și educația, pentru că acolo sunt mari probleme, sănătatea, cultura. Deci avem domenii în care, în mod evident, suntem deficitari din toate punctele de vedere. Ce putem face aici? Cum comentăm situația asta? Pentru că cetățenii români în mare parte nu se prezintă la vot. Vorbeam despre simpatizanții PSD. Sunt acei simpatizanții după 1990 care au o anumită vârstă în acest moment și va exista o perioadă în care ciclul electoral se va schimba. Acei care au votat cu FSN în 1990 niciodată nu o să voteze altceva. Și aceștia se prezintă frecvent la vot, dovadă alegerile și cele locale de anul acesta, când poate persoane chiar desemnate de Partidul Pro-România în cadrul autorităților locale nu au câștigat alegerile pentru că s-a votat partidul și nici de cum persoanele care au fost prezente la vot, care probabil meritau să ocupe acele fotoli. Ați reușit de data asta să prezentați mult mai multe enunțuri decât... Da. Și eu am datoria să vă răspund. Am să o iau metodic. Fiecare partid care se respectă, și nu este un partid care se respectă la Pro-România, evident că își face propriile analize și face un profil al alegătorului, al electoratului. Evident că ne preocupă acest fenomen de absenteism la vot. Dar unul dintre lucrurile pe care le-am făcut totdeauna cu preponderență, cu preferențialitate, a fost acela de a invita cetățenii să meargă la vot, indiferent cu cine vreau să voteze. Este foarte important să mergi la vot și să-ți exprimi părerea. Pentru că după aia, fenomenul ăla de nereprezentativitate de care pomeneați ceva mai devreme, aproape că nu-ți mai dă posibilitatea să vii să contești atâta vreme când n-ai participat la luarea deciziei. De asta spun că e foarte important, în primul rând, ca oamenii să vină la vot. În al doilea rând, faptul că la alegerile locale de acum, în mod deosebit, ni s-a dovedit toată în plus că electoratul român încă nu este foarte pregătit să voteze oameni și votează în continuare, în mare măsură, mașinerie de partid, sigle și partide, nu doctrine nici într-un caz. Asta înseamnă că noi, cei care facem viață publică, viață politică, nu suntem suficient de reprezentativ și de bine ancorați în realitate pentru a putea să-i convingem de calitățile noastre. Eu cred în continuare în teoria votului rațional și într-un fel sau altul lucrurile se așează într-un final. Dar m-a durut și pe mine la Ialomița să constat că am avut ca și candidați și la primăria municipiului Slobozia și la președinția Consiliului Județean cei mai buni candidați, erau titularii funcției până la momentul ăla.
Și chiar dacă am obținut un scor bun, ei nu au câștigat mandatele. Chiar dacă au avut o serie de realizări foarte importante, atât Victor Moraru cât și Adrian Mocioniu, primarul de la Slobozia. Asta înseamnă că în continuare noi avem datoria de a ne face foarte bine temele. Iar a face foarte bine temele înseamnă să fii cât mai mult posibil prezent în mijlocul oamenilor. A le simți problemele, a realiza care este adevărata agendă publică a cetățeanului, a încerca să fii cu soluții. Numai în formula asta reușim probabil să desțelenim terenul ăsta de anchilozat în care se merge să voteze tradițional. Pentru că am votat tradițional un partid, mergem să-l votăm tradițional în continuare. Asta ar fi o chestiune care merge în general în sistemele electorale care au două partide importante, cum sunt în Anglia, cum sunt în Statele Unite. Acolo sunt tradițional democrați și republicani și pe aia aproape toată viața nu schimbă opiniile. Dar noi aici suntem mult mai balcanici cumva, suntem mult mai puțin ancorați în zona doctrinară și în situația asta evident că se face loc și la mult arbitrariu. Eu mi-aș dori pentru alegerile astea ca oamenii, ca cetățenii să voteze pe cei în care au încredere, cei care au dovedit că merită încrederea lor. Și acum, fără falsă modestie, pot să spun că cei doi oameni pe care aveți în față fac parte din această categorie. Am muncit mult și ne-am construit fiecare dintre noi cu asiduitate, cu profesionalism, cu perseverență cariera. Ținem la ea pentru că, așa cum v-am spus-o ceva mai devreme, cel mai reprezentativ lucru pentru mine este nivelul de satisfacție al preopinentului, al unui care stau de vorbă. Și mă simt bine și de acolo îmi iau energia, o spun încă o dată, în momentul în care stau de vorbă cu oamenii și văd că ei au înțeles că nu le-am trădat încrederea. Da, chiar foarte corect și această subliniat dumneavoastră. Însă revin la o chestie, zic eu, care poate fi de mare actualitate după alegerile parlamentare. Și aici o să-l întreb pe domnul Tuțuianu, în calitate de vicepreședinte al Partidului Pro România. După ce alegerile parlamentare se încheie, președintele României, potrivit Constituției, desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament, ori dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor care au reprezentare parlamentară. În termen de 10 zile de la desemnare, acest candidat va merge în Parlament să primească votul de încredere pentru lista guvernului și pentru programul de guvernare. Parlamentul acordă încredere cu votul majorității deputaților și senatorilor. Întrebarea mea este, dacă Partidul Pro-România, și eu vă doresc succes, va ajunge într-o astfel de situație, v-ați gândit la un program de guvernare și la un candidat pentru funcția de prim-ministru? Da. Avem duminică congresul de fuziune Pro-România ALDE. În cadrul acestui congres vom prezenta și un program de guvernare și un candidat la funcția de prim-ministru. Și eu am mai spus și altă dată, vă spun și astăzi, este o propunere pe care sunt convins că o susține și Marian. Victor Ponta poate fi un foarte bun prim-ministru, a dovedit în anul 2012 că știe ce are de făcut într-o situație de criză. S-a ținut de cuvânt, este primul ministru care a reîntregit salariile românilor după ce ele au fost tăiate de guvernarea PDL Băsescu. Este un prim-ministru care a avut rezultate, creștere economică, da, o creștere a nivelului de trai, s-au indexat și au crescut pensii, salarii și așa mai departe. Vom veni cu măsuri foarte concrete. Am anunțat săptămâna ce a trecut, duminică, două măsuri extrem de importante pe care le propunem viitorului Parlament și am spus că vom susține un guvern care se obligă să aplice acele două măsuri. Este vorba de venitul minim de criză. Este nevoie ca toți să trecem prin această criză economică care se anunță, da? Este chiar prezentă în unele sectoare de deja, activitate, dar va fi dramatică anul viitor. Da. Și noi am spus, domnule, este nevoie ca fiecare cetățean să aibă un venit minim. Și am spus noi, o persoană, 2.000 de lei, dacă sunt două persoane, 3.000 de lei, dacă sunt mai multe persoane, să aibă până la 4.500 de lei lunar. Cum se determină acest venit minim? Luăm în calcul ce venit are omul din salariu, din pensie,
din închirieri de locuințe, din dividende și îi acordăm diferența. Ai 1400 salariu, ești singur, ai nevoie de 2000 de lei, diferența de 600 de lei o primești de la bugetul statului, jumătate sub formă de etichete valorice pentru cumpărarea de alimente și jumătate cash pentru acoperirea altor nevoi. Lucrul ăsta cred că este important în condițiile în care vom avea probabil câteva milioane de oameni care vor fi sub pragul acceptabil de sărăcie. A doua măsură cu care am venit este un sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii, adică întreprinderi care au până la 250 de salariați, o cifră de afaceri sub 40 de milioane de euro. În general vorbim de întreprinderi care au capital românesc la bază, pentru că cele mari cu capital străin se descurcă fără să aibă neapărat nevoie de sprijin de la bugetul statului. Venim și aici cu măsuri de sprijin foarte concrete, cum ar fi scutirea de impozitul pe profit, de scutirea de impozitul specific micro-întreprinderilor, subvenții pentru plata chiriei pentru cei care au asemenea situații sau reduceri de taxe și impozite, de exemplu, pentru imobilele care sunt închise ca urmare a deciziei unei autorități. Duminică vom anunța și alte măsuri și nu cred că e corect să le anunț eu acum cu Marian. În domeniul justiției v-ați gândit, nu? Și aici, pentru că avem un program de guvernare, jurist, sigur, profesor universitar, orice partid politic vine cu soluții pe toate domeniile activității economice și sociale, dar credem că prioritară este economia, prioritară este situația persoanelor din România și un nivel minim de trai sustenabil care să mențină o anumită pace socială. Și sigur că avem răspunsuri adecvate și pentru sănătate și pentru justiție, reorganizarea administrativă, care ne este propunerea noastră. Suntem un partid politic, nu foarte mare, dar suficient de bine articulat și cu oameni de foarte bună calitate, care și-au dovedit și în profesiile lor și în activitatea politică priceperea. Da. Domnul Marian Neacșu, în privința relațiilor, raporturilor cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite. Știu că e o întrebare prematură, zic eu, nu-i momentul, cred, dar bănuiesc că partidul pro-România rămâne un partid pro-european, pro-NATO, pro-Uniunea Europeană, pentru că știm foarte bine, domnul Adrian Suțianu a fost ministru apărării naționale și cunoaște foarte bine problemele cu care se confruntă sistemul național de apărare. Însă, asta v-aș întreba și a doua întrebare, cum vedeți relația dintre Partidul Pro-România, pe care eu sincer l-aș dori la guvernare, și românii din străinătate, în contextul în care de atâta timp se promit fel de fel de măsuri, startup, diaspora și așa mai departe, s-a desființat Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, a fost transformat în Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, condus de un secretar de stat, și cetățenii români din străinătate și-au cam pierdut încrederea în autoritățile statului pentru a le reprezenta interesele atât acolo cât și în țară. Da, am să încep cu a doua întrebare. Da. Evident că preocupările noastre în ceea ce îi privește pe românii din diaspora au plecat în primul rând dovedit, faptic să spunem așa, prin aceea că am nominalizat ca reprezentanți ai noștri pe listele de candidați pentru diaspora oameni reprezentativi și care sunt bine cunoscuți și recunoscuți în diaspora. Și ați și amintit doi dintre ei, domnul Stănășel și domnul Șaramet. Exact. Da. Și care cunosc foarte bine problemele oamenilor. A doua abordare, atât eu cât și Adrian Țuțuianu suntem semnatarii, a spune acum, a celebrei legi 1 din 2017, care reducea 100 de taxe, printre ele taxele, în mod deosebit, taxele consulare. Și nu numai reducerea taxelor consulare, cât și timpul petrecut și umilințele pe care românii din diaspora le îndurau în momentul în care trebuiau să facă cozi interminabile să-și obțină documentele necesare.
Mai mult decât atâta, și eu și Adrian Țuțuian am fost promotorii atunci a înființării Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. Și lucrul ăsta, ceea ce s-a întâmplat în 2017, exact, este foarte bine cunoscut. Da, că acum a fost desfințat, acum eu cred că asta a fost o mare greșeală guvernamentală. E adevărat, am apreciat și noi am venit la Pro-România cu o formulă de guvern, am prezentat-o chiar înainte acestui guvern, care avea un număr la fel de mic de ministere, dar noi păstrasem Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și ca o chestiune și internă, și că vin și la prima întrebare, și Ministerul pentru Antreprenoriat. Pentru că cele două lucruri sunt legate. E foarte clar că începem din ce în ce mai mult să ne confruntăm în România cu criza forței de muncă. Și asta și pe fondul faptului că o bună parte dintre românii calificați sunt plecați în afară. Și ne plângem că au rămas aici cei care nu pot să servească afacerilor importante pentru că nu au nivelul de calificare solicitat, nivelul de calificare cerut. Pentru asta au apărut o serie de idei și ați și enunțat câteva dintre ele. Dar, din păcate, până acum toți politicienii au menționat la nivelul de deziderat. Este foarte important să transpunem legislativ lucrurile astea, pentru că acea colaborare de care s-a tot amintit aici în seara asta dintre Parlament și Guvern și nu de subordonarea Parlamentului de către Guvern, înseamnă că trebuie să-i pui sarcini Guvernului. În momentul în care el vine cu un program de guvernare, și aici vreau să fac o mențiune și sper ca să înțeleagă foarte bine privitorii dumneavoastră că noi duminică la Congresul de Fuziune vom anunța un set de măsuri prin care încercăm, în primul rând, să scoatem țara din criză și apoi să facem ca efectele crizei economice care urmează pentru anul 2021 să fie cât mai ușor metabolizate de oameni și de mediul de afaceri. A discuta acum despre programele de guvernare propriu-zise, în care începem să ne certăm cine face mai mulți kilometri de autostradă, cine asfaltează mai mult, cine face porturi, aeroporturi și tot felul de chestii de astea alte, este o inepție și o prostie cât casa. Oamenii au cu totul alte preocupări acum și noi trebuie să venim practic în sprijinul acelor preocupări și nu altcumva. Da, cu realitățile actuale. Exact. Din această perspectivă, eu cred că Pro-România, și prin specialiștii pe care are, și prin faptul că Victor Ponta este un lider foarte viu, foarte anturat, foarte, foarte bine, foarte bine ancorat în realitate, este un mare avantaj. Vin acum către dimensiunea externă de care spuneați. Evident că trăim într-o zonă de globalizare și suntem foarte ancorați în lucrul ăsta. Globalizarea vine și cu lucrurile bune și cu lucrurile rele. Că nu putem să luăm din relații internaționale numai ce ne convine. Ba, din păcate, până acum s-a dovedit că guvernele ineficiente, mare parte dintre ele, au dat și ceea ce ea nu ne cereau. Evident că suntem preocupați de ce se întâmplă în America, evident că suntem preocupați ce se întâmplă în Europa. Nu în ultimă instanță, suntem foarte preocupați ce se întâmplă în Moldova. Da. Eu sper ca Maia Sandu să câștige alegerile în Moldova și dimensiunea pro-europeană a Moldovei să continue. Și pentru că discutam de lucrul ăsta, bănuiesc că dimensiunea pro-europeană, pro-NATO, pro-occidentală și pro-deschidere, pro-globalizarea a pro-Europa este absolut de luat în seamă, de netăgăduit. Victor Ponta a fost și a rămas în continuare un lider reprezentativ la nivelul cancelarilor europene. Sunt bine cunoscute întâlnirile pe care le-a avut inclusiv în Statele Unite cu viitorul președinte al Statelor Unite, cel puțin trei, dacă eu mi-aduc aminte bine, cu domnul Joe Biden. Da. Și bineînțeles că relaționarea cu Uniunea Europeană este foarte importantă, mai ales că trebuie să armonizăm modalitățile prin care fondurile europene din zona de coeziune, care să ajute economiile europene să depășească această criză, sunt foarte importante pentru România. Noi sperăm ca ele să nu se ducă pe inepție, așa cum s-au dus împrumuturile guvernamentale de la momentul ăsta, să fim printre cei care scriu și promovează proiecte pentru autoritățile locale, pentru autoritățile guvernamentale din România, în așa fel încât foarte mulți din cei 80 de miliarde să regăsească în zone de infrastructură, în zone de sănătate, în zone de educație și nu în ultimul rând în zona de bunăstare a oamenilor. Da, așa este. Domnule vicepreședinte, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, mai avem circa 5 minute, aș vrea pentru fiecare să vă aloc 2 minute în care să vă adresați electoratului, cetățenilor din circunscripția electorală, unde candidați, spunându-le de ce ar trebui să aibă încredere în continuare în dumneavoastră, mă refer în primul rând la domnul Adrian Țuțuianu, care a dovedit, și asta nu o spun dintr-un anumit motiv sau altul, ci nu am auzit
niciun fel de discuție la modul negativ legată de activitatea dumneavoastră sau de competență sau de, eu știu, profesionalismul de care ați dat dovadă, nu numai în activitatea parlamentară, însă de ce ar trebui cetățenii din județul Dâmbovița, cei cu drept de vot, evident, să vă acorde din nou un mandat de deputat în Parlamentul României? Eu cred că principalul argument rezultă din modul serios în care mi-am abordat totdeauna funcțiile publice pe care le-am deținut. Am fost senator în perioada 2008-2012 și am fost unul dintre cei mai activi membri ai opoziției față de Partidul Democrat Liberal, guvernarea Boc-Băsescu. Și lucrul ăsta a contat. Oamenii m-au creditat cu încrederea lor în 2012, când pe Alianța Uniunea Social-Liberală am venit președinte de Consiliul Județean. M-am ținut de cuvânt, sunt lucruri importante pe care le-am făcut în Dâmbovița. Te vă spun câteva. Da, sunt 45 de școli în acel mandat de președinte de Consiliul Județean, vreo 15 cămine culturale. Drumul din zona montană, de la Cota 1000 până la peștera Ialomiței, reabilitarea Palatului Brâncoveneț de la Potlogi, pe bani europeni, proiectul european de modernizare a Spitalului Județean, construcția aproape jumătate din campusul Universității Valachia din Târgoviște, da. Târgoviște. Alte lucrări de apă, canal, peste 300 de kilometri de drumuri comunale și județene. Iar în perioada 2017-2020 sunt unul dintre parlamentarii care am stat mult pe la ușele tuturor miniștrilor sau altor autorități centrale pentru a rezolva problemele de interes pentru Dâmbovița. Programul Național de Dezvoltare Locală 1, Programul Național de Dezvoltare Locală 2, lucrările de infrastructură prin Compania Națională de Investiții, sunt lucruri care m-au preocupat, sunt bani foarte mulți, peste 750 de miliarde de lei care au venit în județul Dâmbovița. Pentru mine, ca parlamentar de Dâmbovița, sunt importante câteva proiecte pe care le am în vedere. În primul rând, să punem în aplicare în Dâmbovița proiectul de apă și canal. Pe programul operațional infrastructură mare sunt 230 de milioane de euro, 55 de localități beneficiare, din păcate foarte întârziat astăzi. Mă voi implica, m-am implicat și în această campanie electorală, am explicat oamenilor ce trebuie făcut. Este nevoie să facem centuri ocolitoare la municipiul Târgoviște, Inelu 2, la orașele Găiești, Pucioasa, Fieni, Titu. Este nevoie să presăm Compania Națională de Infrastructură Rutieră să rezolvăm problema pe cele trei căi principale de circulație, unde avem nevoie de drumuri expres, drumul, de exemplu, de la autostradă Găiești-Târgoviște-Ploiești, DN72, DN7 de la Buldana-Titu-Găiești, la 4 benzi, DN71, Buldana-Târgoviște-Sinaia, 4 benzi până la Târgoviște și modernizare până la Sinaia, care înseamnă pentru noi accesul la dezvoltare. Este nevoie să continuăm investițiile în educație și aici mă interesează să finalizăm investițiile la campusul Universității Valachia din Târgoviște. Sunt foarte interesat să înființăm la Târgoviște un liceu militar cu profil tehnic. Din păcate am stat prea puțin la Ministerul Apărării Naționale. Dâmbovița are 3 unități în industria de apărare mari, la Mija, la Dragomirești și la Moren, și are și unul dintre centrele de mentenanță mare ale armatei la Târgoviște. Din păcate, timpul... Deci cam astea ar fi preocupările mele și sigur să punem în aplicare un proiect de guvernare. Domnule, 10 secunde, dacă mai aveți ce să spuneți, că e timpul... Iar cu Marian, dacă ți-am mâncat și timpul tău... Nu-i problemă. Nu mai avem nici atât. Eu cred că ce am avut de spus, am spus. Sunt convins că oamenii mă vor credita în continuare cu încrederea lor, pentru că eu sunt genul de om care face lucruri și nu-i place să vorbească despre el. Da. Vă doresc succes amândurora în alegerile parlamentare din data de 6 decembrie. Mulțumim telespectatorilor care ne-au urmărit. Bună seara, toate cele bune, weekend plăcut!